Doamna și domnule, ediție specială, da? De ce ediție specială? Bine v-am regăsit, pentru că aseară povesteam despre candidații care nu ziceau nimic despre pensiile speciale. Și mi-ați atras atenția, ba da, USR-ul a avut și un proiect și o dat de pereți cu pensiile speciale, mai ales cele ale parlamentarilor. E bine, astăzi, de aia ediție specială la această oră, pentru că lângă mine este domnul Dan Barna, liderul USR, cel care a fost pentru prima dată ferm împotriva acestor pensii speciale. Bine, ați venit! Bine vă găsesc, mulțumesc pentru invitație, ocazie excelentă să îi salut pe toți cei care ne urmăresc în acest moment și să le spun o după amiază plăcută. Să începem. Candidați la Cotroceni. Este revelația ultimelor alegeri USR-ul. Nimeni nu s-aștepta să facă acel scor. Nici măcar prietenii, dar minte dușmani. Eu mă așteptam. În mod evident. Am pariat la grupul parlamentar și toți colegii au dat diverse scoruri. Eu am spus atunci 22-78. Mi-am amintesc exact, există și înregistrare, evident. Și am avut 22-40. Practic am fost la 0-3 de rezultatul național real pe care l-a obținut USR. Pentru că am simțit în stradă. Deci discutând cu oamenii și am fost în, chiar vă spun unde, în Bacău. Deci în Bacău eram în 19, până în 26 au mai fost 7 zile și discutând cu oamenii pe stradă, zona centrală, parcul, undeva o zonă mai marginașă a centrului și foarte mulți oameni, adică undeva 6-7 din 10, îmi spunea exact asta. Dom'le, trebuie să schimbăm lucrurile. Nu se mai poate așa. De 30 de ani suntem numai pe minciuni, numai pe prosteală. Zice, nu se mai poate așa, o să mergem cu dumneavoastră, cu noua generație. Și atunci am simțit, dacă în Bacău era acea atmosferă, am simțit că rezultatul va fi unul semnificativ. Și a fost într-adevăr acele 23% aproape, pur și simplu a confirmat că s-a născut în România, că de fapt despre asta e vorba. S-a născut o generație care a decis să se implice politic și care, cerându-și dreptul să conteze, este acceptată de către societate. Începem să ne trezim, începem să ne sănătoșim și ăsta e cel mai important semnal. Să știți că tata are 80 de ani. A votat cu USR-ul. Dintr-un singur motiv. Ăștia și-au făcut școala pe bune, nu pe ouă și pe găini. Ăsta e citat. Practic e prima generație, în USR suntem, e prima generație de oameni politici ai României care nu-și mai au resursa, sorgintea în fosta perioadă comunistă, în ceea ce a rezultat din acel FSN total destructiv pentru noi. Și asta nu e puțin lucru, pentru că timp de 30 de ani, tot ce am avut politic vorbind, era o aripă mai tânără, mai frântă, mai ruptă din ce a fost atunci. Acum e pentru prima dată când USR și Alianța USR Plus, dar USR în particular sunt oameni care n-au mai făcut politică și care au făcut școală după Revoluție. Și asta dă o altă perspectivă despre universul și despre ce urmează să se întâmple în România. Bun. Vin oamenii nu în politică. Vă dau un caz. Ca să vă pot întreba după aia cum vă bateți cu ei. Aveți la Turda, da? Andrei Suciu. Omul face poduri în toată lumea. Un tip recunoscut. Dar necunoscut în Turda. Intră ca independent în competiție cu fostul primar care era liberal, cu actualul primar care este PSD-ist și iese pe locul 2. Dacă nu curgeau mașinile cu taxiurile cu asistați social, omul era astăzi primar, independent. Este clar că se simte nevoia unei voci noi. Omul ăsta n-a făcut niciodată politică. L-au forțat pur și simplu prietenii, băie, te candidează, ești singurul român premiat de nu știu ce șeici și din oamenii ăștia, că ai terminat podul mai repede decât toată lumea și mai bine decât toată lumea. Bun. Însă a fost învins de acele taxiuri cu asistați. Cum vă veți bate cu oamenii ăștia? Pentru că dumneavoastră veniți puri. Domnule, noi vrem să facem politică, avem politici publice. Și vă bateți cu niște șmecherași. De 30 de ani băieții ăștia duc taxiuri cu asistați. Da, numai că acele taxiuri cu asistați, de fapt, nu pot compensa momentul în care cetățenii ies la vot. Dacă iese la vot marginal, iese unul din 10, din oamenii cărora chiar le pasă de viitorul, de viitorul din Clujului, de viitorul Turdei, de viitor, atunci, într-adevăr, 30 de taxiuri, 50 de taxiuri pot să facă diferența. Dacă se întâmplă cum s-a întâmplat la europarlamentare, unde au ieșit aproape spre 50% oamenii la vot, rezultatul a devenit brusc altul. Și cu toate persoanele care votează, spunem, dintr-un interes meschin sau la ordin, lucrurile au arătat că România se poate schimba. De fapt, ăsta e mesajul. Până acum, noi am trăit cu discursul acela pe care îl consider greșit, fundamental greșit.
că oamenii serioși nu fac politică. Că oamenii serioși se ocupă de firmă, de carieră, de invenții, de poduri în toată lumea. De, apropo, domnul acela este deja venit în USR și e un lucru foarte bun, contăm pe el. Dar mesajul ăsta nu mai ține. Ideea că oamenii cinstiți muncesc, se ocupă de familie, profesie și carieră și lăsăm derbedei să facă politică, ne-a dus în situația în care am ajuns astăzi, unde suntem pur și simplu, am ajuns să fim conduși de condamnați penal, care ne-am întors în momentul anul trecut, ni se explica că așa e normal, că e în regulă, aproape părea că dacă n-ai cazier, nu mai poți să ajungi în conducerea statului. Ori ceea ce a arătat 26 mai este exact acest lucru. Că oamenii cinstiți au înțeles că trebuie să se implice în politică. De fapt, noi asta spunem și de asta sunt optimist. Pentru că vor veni din ce în ce mai mulți alături de noi. Eu am preluat partidul acum 2 ani cu 1600 de membri și 50 de filiale. Astăzi avem 17.000 de membri și 650 de filiale. A crescut de 12, de 13 ori partidul, pentru că în fiecare lună, în fiecare zi, vin oameni alături de USR pentru că au înțeles că e o speranță și o șansă. De fapt, pe asta ne construim perspectiva și având acest sprijin al oamenilor decenți și onești și competenți, de fapt e onestitate și competență, vom da acea guvernare de care România are nevoie de 30 de ani. Bun. Dar nu va fi ușor și va fi, de fapt, va fi cumplit de greu. Și atunci, hai să vorbim despre scenarii. Dan Barna ajunge președinte. Ce poate să facă un președinte? E adevărat, unii zic nu mai poți face nimic, alții zic, ba, de ce nu face să iasă în stradă să dea cu parul? Undeva, la mijloc, trebuie să fie lozul câștigător. Eu mă aștept de la un președinte să-mi dea, pur și simplu, fundamentul cultural ca să-mi rămân aici. 260.000 de oameni au plecat într-un an. Ăla e un oraș mare din România. Asta spun de fiecare dată. Sunt în turneu prin țară să adun semnături. Am fost toată Moldova, am pornit din Buzău, am fost până în sud, până în nord, în Bucovina, am fost apoi în Dobrogea, am fost în Călăraș, în Ialomița. Acum am pornit turneul în Transilvania, am fost în Satu Mare, în Baia Mare, am coborât spre Bistrița și acum sunt aici în zona Clujului. Și asta spun mereu. În fiecare an, un oraș de mărimea Brașovului se mută în străinătate. Acum un an s-a întâmplat la fel. Mai avem încă 5 ani? Ne mai permitem să mai pierdem încă 5 orașe? Eu zic că nu. Și perspectiva este exact aceasta. Acela e obiectivul meu principal. Eu candidez cu exact acest mesaj. Trebuie să schimbăm România, să o transformăm într-o țară în care tinerii să-și dorească să trăiască, dar în care toți românii să-și dorească să trăiască. Pentru că altfel nu avem nicio șansă. În 10-15 ani o să devenim pur și simplu o țară săracă pentru că ne-a plecat viitorul. Tinerii sunt exact viitorul pe care ne bazăm. Și ăsta este lucrul cel mai important. Și de asta cred că e nevoie de o schimbare acum și nu peste 5 ani. Pentru că sunt oameni care spun, domnule, mai stați, lăsați-l pe actualul președinte, lăsăm așa, vedem ce se întâmplă și peste 5 ani o să vină și rândul. Mai avem răbdare? Adică România mai are răbdare încă 5 ani să mai pierdem încă 5 orașe? Ce răbdare? Că fiul meu în fiecare zi, dar nu a doua zi, în fiecare zi îmi reproșează că n-am plecat. În fiecare zi. Întrebare de la doamna Charlotte Crișan. Vreau să aud live cum tăiați pensiile speciale. Avem un proiect de lege depus deja. Lucrurile sunt foarte clare. Există o diversitate de categorii de pensii speciale care vor fi eliminate prin legi. Practic se renunță la ele. Ale parlamentarilor în primul rând, am spus. Ale diverselor funcționari publici din diverse structuri ale statului român administrative. Singurele pensii speciale unde într-adevăr există, nu vor fi tăiate, ci vor fi limitate la egalitatea cu salariul, spre exemplu, vorbim de magistrați și vorbim de personalul militar, vedem ceea ce se întâmplă acolo, sunt reguli speciale la nivelul întregii lume. Întregii lumi civilizate. Da. Deci, în afară de aceste rest, toate aceste pensii speciale funcționărești, inventate prin lege, că avem noi un parlamentar PSD, a vorbit, ne-a băgat, ne-a trecut și pe noi acolo. Și dacă e și la comisia nu știu care, mai este revoltător și e cea mai frecventă plângere și cea mai frecventă solicitare pe care o au de la oameni în stradă. Adică am fost și la Fălticeni, și în Hârlău, și în Galați, și în Constanța, și oamenii exact asta îmi spunea. Dom'le, e nedrept ca eu să muncesc 30-35 de ani și să am o pensie de 1000 de lei sau de 1300 sau de 1500 de lei și un vecin al meu care a fost funcționar pe nu știu unde sau a fost în Parlament să aibă o pensie de 3000, 5000, 7000. Adică e într-adevăr o debalansare revoltătoare. Da, și asta dă impresia unui sat care nu este bazat pe niciun fel de etică. Mă întreabă domnul Vajarei Gabor.
Întrebați, vă rog, candidatul Barna dacă este și părerea dumnealui de a se lucra și sâmbătă după ce ajung la guvernare. Este un fel de proiect pe care PNL-ul l-a pus pe tapet, lumea a înțeles, nu a înțeles, dar destul este că lumea s-a panicat. Să lucrez sâmbătă sau nu? Nu, înțeleg că proiectul PNL-ului vorbea de fapt de opțiune, de opțiune între recompensă în timp liber sau în plată. Dar nu este o prioritate a USR-ului și nu se află în programul USR ideea aceasta de a obliga în vreun fel activitatea sâmbăta. Asta este o decizie economică a fiecărui antreprenor care se corelează cu ceea ce înseamnă timp liber în loc sau plată. Deci aici nu susțin această idee. Mă mai întreabă cineva ce faceți cu pensiile militare care sunt blocate de 3 ani. Nu știu la ce anume se referă în mod particular. Respectăm cadrul legislativ actual, aici nu sunt foarte multe lucruri de comentat. Nu știu dacă la care... Haideți să trecem la traseiv. Pentru că sunt câteva lucruri care, dacă ar fi rezolvate, ar fi niște leacuri pentru ce se întâmplă acum în România. În primul rând, e vorba de lipsa asta totală de etică cu pensiile speciale. Al doilea lucru este traseismul. Adică să văd că l-am votat pe ăla și trece dintr-un partid în altul, ca să ce? Că atunci facem, hai să facem, să fim prin rotație parlamentară tot poporul și zicem, doamne, să vină marțienii să ne dea niște bani. Că și noi vrem bani. 5.000 de euro pe lună. Acolo cum veți rezolva? Este clar că într-un fel sau altul veți ajunge la guvernare. Este clar. Și firesc și merge spre normalitate. Asta se va întâmpla. Bun. Cum există o posibilitate să se radă pur și simplu traseismul din țara asta? La nivel parlamentar e destul de complicat ca efect, adică nu-ți poți pierde mandatul de parlamentar pentru că de fapt ești ales direct de către niște oameni. Dar îți poți pierde, și asta e valabil la USR, îți poți pierde calitatea de membru al partidului în momentul în care apar astfel de vieri. Și ăla va fi fericit într-un alt partid. Fericire, da, dar din fericire USR deocamdată și sper să dure fie cât mai mulți ani în această situație, a avut doar marginal o singură situație cu un parlamentar care a plecat de la noi pentru că nu s-a mai regăsit și cred că a fost destul de bine. Dar la nivel de parlament e complicat. La nivel de ceea ce există deja acum la nivel de consilii, asta mi se pare un lucru firesc. Adică acolo unde legea face posibil lucrul acesta pentru că ești pe un mandat dat de un partid pe care îl reprezinți, acolo susțin în continuare. Deci, orice modalitate vom găsi prin care să limităm traseismul, o vom susține. Credem foarte mult în această în valoarea opțiunii oamenilor. Dacă oamenii te trimit reprezentând un partid să-i reprezinți, ei au ales foarte probabil, dacă nu e unui nominal, au ales acel partid și oamenii acelui partid ar trebui să reprezinte și nu să eliminăm aceste... Vreau să vă dau două exemple. Unul din Ucraina, în care imunitatea parlamentară nu mai există, și unul din Slovacia, unde un tovarăș parlamentar a fost exclus din Parlament din cauza unor remarci rasiste. Adică mi-ar plăcea să avem și noi minimum ăsta de etică. Partea dureroasă este că avem aceste norme legal vorbind, dar nu le aplicăm. Le tratăm cu dispreț. Adică auzim în Parlamentul României, sunt Nicolicea, Iordache, Vaca Albașa este un exemplu foarte clasic. Olguța. De oameni, de grobieni. Sunt oameni care vorbesc la limita mitocăniei, la limita, nu mai vorbesc de lipsă de cultură, că asta nu cred că o aștepta cineva de la argații de la PSD, dar este un limbaj care nu că nu face cinste Parlamentului, este revoltător. Nu se întâmplă nimic. Deși avem în regulamentul Parlamentului că deputații și senatorii trebuie să se abțină, trebuie să nu folosească injurii, să nu fie discriminatorii. Nu se întâmplă nimic în astfel de situații. Chiar săptămâna trecută domnul Bacalbaș a folosit un termen folosit de propaganda nazistă, l-a folosit referindu-se la câțiva colegi din Parlament și nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică și atunci a exprimat o scuză spre finalul ședinței încă, pentru că era evident aberația, dar în rest e tratată ușor. Și atunci Parlamentul ăsta își mai are rostul. Parlamentul și are rostul ca instituție. Instituție. Însă problema este ce oameni trimitem acolo. Faptul că și asta e cumva, poate o vină a tuturor. Mi-asum și eu într-o oarecare măsură. Am tratat cu neglijență până să intru în politică, chiar priveam fenomenul ca pe ceva care nu mă interesează sau, mă rog, mergeam la vot. Dar ajungând în Parlament am realizat cât de important este ca în loc să ai
50 de oameni buni și 100 foarte proști, dacă ai avea 70 sau 100 buni, lucrurile ar fi altfel. Fiecare om de calitate pe care îl trimitem în Parlament face o diferență. Și de asta USR-ul, din momentul în care a intrat în Parlament, a schimbat politica din România. Pentru că noi am fost cei care am deschis ușile Parlamentului, cei care am transmis ședințele așa cum sunt ele, cu Iordache tăind microfonul, cu injurii, cu mitocănii. Și oamenii au început să vadă că nu e așa ceva sacru și magic în Parlament, ci că este o cloacă care în 30 de ani s-a degradat înfiorător. De la poziții politice până la limbaj ordinar. Și deschizând această ușă și atrăgând interesul oamenilor, sunt convins că următorul Parlament va avea mai mulți oameni onești și integri cum sunt în USR. Despre asta e vorba. Adică ăsta e marele beneficiu pe care l-a adus deja USR politici din România. Bun, dar poate USR-ul, de exemplu, să regleze chestiuni care țin de lege, că povestează de lege. 6% din PIB scrie în lege. Niciodată n-a fost 6% din PIB. Astăzi este 2,83%. Dacă nu mai tăiat de educație. Da, da. E cu okay. Încercăm să ne apropiem de 3. O singură dată a investit statul ăsta român în educație, Spiru Haret, și s-a văzut într-o generație. Toată generația 27, cu Eliade, cu Cioran, cu Ionescu, cu Brâncuș, cu Ionescu, se datorează unui om considerat nebun la vremea aia, care a băgat 14% din PIB în educație. Vorbim de Spiru Haret. În rest, statul român n-a fost niciodată altfel decât este acum. Eu am citit istoria și mi s-a făcut pielea de găină pentru că a zis, bă, tot timpul am fost conduși de loaze. Răspunsul a fost da. Este un studiu, nu știu dacă ați apucat să-l citiți, Reprofesionalizarea României. Este o analiză a sistemelor de învățământ de la CUZA, practic, de când vorbim de ceva organizare, până prin 2012. Și exact această concluzie este și acolo. Perioada interbelică, când părea că a căzut cumva cu praf de stele pentru generațiile din România, adică aveam și economiști extraordinari, și arhitecți, și ingineri, și poeți, și scriitori, și... Dar cum s-au adunat toți? Aia n-a fost o întâmplare. Au fost copiii aia mici care la 1900 au făcut școala lui Spiru Haret, care au beneficiat de reforma aia de învățământ în care învățătorii treceau un examen național de prestigiu, erau publicați în Monitor oficial de la vremea respectivă, aveau salarii foarte bune și asta atrăgea oameni foarte competenți. Și având învățători foarte competenți, copiii aia de la 1900, după război, aveau 20, 25, 30, 30 de ani. Au fost exact cei care au făcut România interbelică, unde era corupție, erau probleme, era Camarila și toate care lucrau la doilea, dar erau foarte mulți oameni competenți care au dus România acolo la nivelul ăla unde ne-a prins al doilea război mondial. Așa s-a întâmplat prin investiție în educație. Știu lucrul acesta, este o prioritate a noastră. Da, și sunt curios cum se poate regla chestia asta, pentru că totuși noi vorbim despre parlamentari care și-au luat bacul la 50 de ani. Mai era un parlamentar PSD care înainte de a-și lua bacul și-o dat doctoratul pe la Tiraspol și-o venit înapoi la 52 de ani, deci și-o dat bacul. Ăla din Satu Mare. Celebru. Sunt o grămadă, adică mă uit la Olguța, la ONU și cumva dau televizorul mai încet că mi-e rușine de copil. Da. O aud pe Dăncilă și vine fiica mea, era în clasa 5-a și râdea de Dăncilă. Adică vorbim despre ce? Despre modele. Da. Nicolicea, vicepreședinte al Camerei, și-a luat diploma pe internet. Diploma de la căsuță poștală de prin Drobeta, de undeva, din orașe unde nici locuitorii orașului nu știau că există universitate. Adică... Bun, chestiune alta. Regionalizare. Eu am aici, de la Comitetul Regiunilor, o topor cu mine, să-l arăt politicienilor, procesul de descentralizare în sânul țărilor membre ale Uniunii Europene. Nici una nu este fără regiuni, nici una nu este centralizată. Și atunci, noi cum facem? Noi avem niște spaime, ba că vin ungurii și iau Ardealul, ba că vin rușii, ba bulgarii, ba... Și în același timp, stăm toți la mâna unui funcționar din minister, care dacă vrea, pune ștampila, dacă nu. Cazul Clujului, 128 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru Centura Clujului, nu se găsește ștampila în minister. Cazul celor de la Iași, cu autostrada Iași-Târgu Mureș, fonduri europene pentru ea. Domnule, las că mai vedem noi ministerul dacă face ceva. Dăm o lege și dacă dăm legea apare autostrada. Crește de la hârtie. Veci. Asta cred că e cea mai mare provocare administrativă a României, regionalizarea, pentru că având acest sistem birocratizat profund, având aceste clanuri familiale care au confiscat județele, cumva să cred jupânii acelui județ, nu există niciun consens politic și este, cred că, una dintre provocările pentru USR și pentru această nouă clasă politică pe care noi o reprezentăm.
Pentru că vechea clasă politică nu are nicio motivație să renunțe la județe și să ne reorganizăm așa cum s-a reorganizat întreaga Europa. Și Polonia. Și Polonia. Noi funcționăm pe organizarea comunist-stalinistă cu care am fost blagosloviți la legea 2.68. Exact. Și de atunci s-a mai întâmplat nimic. Deci, practic, trăim într-o organizare veche de 70 de ani. Sau... Deci, este cea mai mare provocare, dar ea va putea fi realizată doar în măsura în care vom avea o majoritate USR plus de dorit. Eu rămân optimist și în ceea ce îi privește pe liberal, dar realitatea proximă ne-a arătat că la liberal, pe componenta asta nu prea avem ce așteptări să avem. Dar dacă vom avea o majoritate parlamentară, consistentă, asta e provocarea, atunci, într-adevăr, vom putea aborda acest subiect, care este unul... El nu e complicat. Subiectul e foarte simplu. Dar interesele la toate nivelurile statului, administrativ vorbind, sunt atât de mari de păstrare acestui status quo în care toată lumea fură un pic din banul public, un pic sau mult mai mult, de fapt. Că România nu e o țară săracă și știți foarte bine lucrul acesta. România e o țară care sunt risipite și furate resursele. Bun, aici va trebui să explicați și poporului, pentru că la un moment dat zicea Emanuel Ungureanu la Vigi24, bă, terminați că numai politicienii îți devină. Că nu politicienii îți aruncă petul în râu, nu politicianul scuipă pe stradă, nu ăla își suflă mucii pe nu știu unde. Și asta e adevărul. Așa. Avem o populație total needucată. Avem și un popor care mai citește o carte și lângă el este o populație copulativă română extrem de nocivă pentru tot ce înseamnă spiritul țării astea. Și atunci va trebui să explicați că, domnule, descentralizare înseamnă autogospodărire. Nu înseamnă că nu este o cotă de solidaritate, nu înseamnă că nu ne ajutăm unul pe altul și asta va fi greu să explicați după ce 30 de ani o mulțime de oameni au profitat din politică de centralism. Mai avem puține minute, știu că vă grăbiți. Ultima chestiune. Dacă noi doi ne facem o firmă și mergem în concediu cu nevestele și le ducem la coafor și le facem și le dregem pe banii firmei, ne ia statul și ne bagă la pușcărie, drept? Da. Dacă vine un tovarăș primar, cum a venit ăla din județul Iași, ultima știre, care a băgat 10.000 de euro într-un tarav de lăutari și el nu are bani să plătească naveta profesorilor, nu se numește gestiune frauduloasă a banului public. Da. Și el nu trebuie să intre la pușcărie. Ba da, despre asta e vorba. Inițiativa noastră fără penal. Aș vrea să o dezvoltați. Deci, singura șansă, am discutat cu români, mi-am întâlnit români în toată țara și în turneul acesta de strângere celor 200.000 de semnături. Încurajez și pe cei care ne privesc să intre pe site-ul Alianței USR Plus, să descarce lista de semnături și să semneze pentru Dan Barna la președinția României. Toți îmi spuneau un lucru foarte simplu. Erau mulți care veniseră acasă să-și vadă copiii lăsați la bunici sau să-și vadă părinții bătrâni, ei lucrând în străinătate. Și mi-a zis, domnule, ne-am întoarce și mâine, pentru că nici în străinătate nu sunt câinii covrigi în coadă și ducem o viață grea și suntem înstrăinați. Ne-am întoarce și mâine dacă țara asta ar începe să ne dea încredere și să vedem că lucrurile merg într-o direcție. Să vedem că dacă îmi duc copilul la spital cu mâna luxată, nu vine înapoi bolnav de plămâni. Să văd că dacă un funcționar și un primar este ales, începe să se ocupe de ceea ce ne pasă în comunitate, face sensuri giratorii, repară canalizări, face drumuri, adică să văd că începem să lucrăm pentru țară. Numai că asta nu se poate întâmpla decât cu oameni onești și competenți. Dacă nu schimbăm vechea clasă politică și în fiecare oraș, în fiecare comună, oamenii știu cine sunt gospodarii și știu cine sunt primarii, aceia care cheamă lăutari în loc să plătească naveta elevilor sau a profesorilor. Ar trebui să nu-i mai votăm. Ideea că ne dă o bere sau o sticlă de vin sau habar n-am cu ce să mai cumpără voturile astăzi, dacă nu înțelegem lucrul acesta, și asta nu-i pentru acele câteva persoane vulnerabile, care poate nu înțeleg, n-au educație. Ideea e că ceilalți care văd și înțeleg, în loc să dea din mâna lehamite, ar trebui să-și ia prietenii să se ducă să voteze, să-și ia prietenii să se implice, să vină să se implice în USR, în Plus, în Alianța USR Plus, pentru că simpatic în piață, în Bistrița, nu-i venea să crede aceea. Ce tupeu aveți, ce tupeu, ce curaj să veniți să stăm de vorbă aici în piață. Și exact asta mi-a zis, domnule, dacă reușiți să schimbați și numai un pic din mizeria în care trăim acum, o să vă fim recunoscători. Despre asta e vorba. Eu sper să puteți face asta. Mulțumesc, fain. Mulțumesc și eu. Mă duc să semnez. Cam asta a fost emisiunea. Domnul Barna se grăbește, toată lumea se grăbește. Noi stăm, așa cum știm, în fiecare zi să povestim între noi. V-am pupat! Ne vedem!